Cea de-a 16-a ediție a Festivalului Teatrelor Dunărene aduce organizatorilor, dar și celor interesați îndeaproape de fenomenul teatral, prilejul de a asista la reluarea lucrărilor Colocviului Național de Dramaturgie. Directorul Teatrului Tudor Vianu dedică acest colocviu celui care a fost Mircea Ghițulescu, scriitor, teatrolog, secretarul Uniunii Scriitorilor, director și creator de festivaluri de teatru, dar și publicist și director al revistei Drama. Încă o idee nouă care, iată, prinde chip de realitate, va avea nașterea în acest festival. Este vorba de Colocviul Național de Dramaturgie, care nu s-a mai ținut de aproape un deceniu și care a fost inițiat la vremea respectivă de dramaturgii și cronicarul dramatic Iosif Naghiu și Mircea Ghițulescu. Mircea Ghițulescu, Dumnezeu să-l odihnească, a plecat dintre noi acum 2 ani, a fost practic motorul vieții teatrale românești, a dramaturgilor români, în ultimul deceniu. Tot la această ediție a festivalului va fi înmânat un trofeu deosebit, în amintirea regizorului Vili Perveli Nicolov. Tot în numele unui deosebit regizor, un prieten al Teatrului din Giurgiu, unde am montat numai puțin de 14 spectacole, am instituit și trofeul Vili Perveli Nicolov, care a plecat în Colonia Îngerilor acum 2 luni. Îl vom acorda la participanții cu spectacole pentru copii. Festivalul se va desfășura în perioada 7-12 octombrie, cu participarea, pe lângă teatrul din localitate, a teatrelor din Silistra și Vidin, Bulgaria. Va mai participa Teatrul Pigmelion din Viena, Teatrul Românesc din Sesgard, Ungaria, Teatrul Național Steria din Serbia, Teatrul Sava Ogniakov din Rusia, Teatrul pentru copii Gulliver din Galați, dar și Teatrul Dramatic Fanitar din Itod din Galați. Giurgiuvenii vor mai putea urmări în ziua deschiderii festivalului spectacolul Vizitatorul de Eric Emanuel Schmidt, jucat de o trupă a Teatrului Notara.